Media generală la nivelul județului a fost de 6,93. Anul ăsta media generală este de 7,59. Deci media tuturor notelor din județ. Dacă vreți ca și procente, anul trecut procentul general a fost de 82,82%. Anul ăsta este de 91,5%. 91,05. Diferențe, ceea ce recunosc că ne mulțumește, este faptul că notele mari sunt foarte multe, deci creșterile sunt semnificative pe zona mediilor de 10, curat, deci 10 la română, 10 la matematică, dacă anul trecut au fost 20, acum sunt 43 de elevi care au media 10, ceea ce e un lucru, după părerea mea, deosebit. Și faptul că mediile între 9 și 9,99, dacă anul trecut au fost 649, acum sunt 1070. Deci o diferență foarte, foarte mare, care va duce clar la medii de intrare, la admitere foarte sus. Același lucru se întâmplă și la mediile de la 8 la 9, de la 838 la 979. Deci creșterile sunt foarte mari pe zona mediilor. Cât sunt de la 8,99? De la 8 la 9, de la 838 la 979. Față de simulări, nici nu are rost să discutăm. La simulări, media generală a fost 5,90, vă duceți aminte. Iar procentele, evident, au fost incomparabil mai mici. Diferențele la medii de 10 sunt de 23, mediile generale sunt punctajul general 8,68, diferența față de anul trecut, iar față de simulări, diferența este de 34,71%, lucru care este asemănător cu ceea ce a fost anul trecut, când a avut o diferență de 32%. Și aici știți foarte bine ce se întâmplă. Efectul simulărilor se vede, deci o evoluție în timp. Faptul că voi știți foarte bine că noi avem peste 300 de inspecții inopinate. Astea se simt. Deci, efectul se simte nu de azi pe mâine. Eu v-am spus că nu se poate. Dar, în timp, efectul se vede. Faptul că foarte multe școli din mediul rural au fost preluate de școli din urban, hai să zicem așa, în custodie. Profesori, comisii comune la română, la matematică. Deci toate lucrurile astea au un, evident, un efect pozitiv. Caravana profesorilor de matematică și de română, care se deplasează în județ de la liceile cunoscute, are efect. Deci toate lucrurile astea se acumulează în timp și confirmă rezultatele atât din anul trecut, cât și de acum 2 ani.